fiecare dată prezenți la Consiliul Județean, instituție care este alături de sportul de performanță și sportul pentru toți. În ce mă privește, astăzi reprezint Clubul Sportiv Brothers Motorsport, cel care este întrituit de către Federația Română de Automobilism Sportiv să organizeze etapa de viteză în coastă de la Câmpul Mușcel, etapă care se va desfășura în perioada 19-20 septembrie, pe același traseu superb din zona Comunei Lerești, drumul de acces către Cabana Voina. Este un, după cum știți, este un drum județean foarte bine întreținut, care este foarte apreciat atât de sportivi cât și de publicul spectator. Astăzi am avut plăcerea de a semna contractul de asociere cu Consiliul Județean, motiv de bucurie pentru noi, mai ales în o perioadă un pic mai dificilă. Noi chiar ne lăsesem oarecum gândul de la sprijinul Consiliului Județean, având în vedere cheltuielile foarte mari care sunt în această perioadă, dar lucrul acesta a venit cumva în sens invers. Propunerea a venit din partea Consiliului Județean, motiv care este extrem de mândrie și de bucurie în același timp. Motiv pentru care, domnule președinte, vă mulțumesc pentru sprijinul pe care îl acordați sportului în general, în mod special automobilismului.